acest canal. Astăzi vom vorbi puțin despre brandul Adidas, cum a luat naștere acest brand și despre rivalitatea dintre cei doi frați. Așa că pentru început nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă deocamdată nu sunteți abonați la acest canal, să lăsați acolo un comentariu cu ce designer ați mai vrea să fac, despre ce brand ați mai vrea să vorbesc și ce clipuri ați mai vrea să vedeți pe acest canal. Să-i dăm drumul! Și începem cu frații Dassler, Adolf Dassler, care s-a născut în 1898, și Rudolf Dassler, care s-a născut în 1900. Ambii s-au născut într-un oraș din Germania, cam așa se numea orașul, nu mă prea știu eu bine la germană, dar îl pronunțați voi aici. Ambii au pus bazele unei companii de încălțăminte sport, în prima fază pentru alergători, cum era în perioada aceea, și pentru fotbaliști, și după au făcut și pentru tenismen, un sport foarte iubit de germani. Acesta este logo-ul companiei, Dassler Sport Shoe Factory, ceva de genul, iar prima lor pereche de Adidas Sport arăta așa. Vreau să vă spun că în 1936, la Olimpiada din 1936 de la Berlin, au convins un atlet american să le poarte încălțămintea. Nu era cu strategii de marketing cum e acum, cu mulți bani și multă reclamă, era pur și simplu să le poarte încălțămintea, și atunci acel atlet american a câștigat acea olimpiadă și toată presa era în delir, mamă ce încălțăminte inovatoare. A venit după al doilea război mondial, frații au început să se alăture armatei naziste, compania lor a început să facă echipament pentru armata nazistă și atunci s-a întâmplat și ruptura dintre cei doi, adică Adolf Dassler a fondat brandul Adidas și Rudolf Dassler a fondat brandul Ruda, care era la început și acum se numește Puma. Adică o scurtă perioadă s-a numit Ruda. Apropiații spun că cearta dintre cei doi a venit în momentul în care unul dintre frați împreună cu familia era adăpostit într-un bunker, se adăpostea de bombe, și în acel moment a venit și fratele lui împreună cu familia și cel de acolo a spus: iar au venit acești bastazi. Doar că el s-a referit la acel război și nici de cum la familia fratelui său și la fratele său. Și de atunci ruptura a fost permanentă, ei au murit și nu și-au mai vorbit. Rivalitatea a ajuns chiar și în rândul localnicilor, adică unii țineau cu Rudolf, ceilalți țineau cu Adolf. Dacă vânzătorul era de partea lui Rudolf și clientul din partea lui Adolf, nu se mai petrecea nicio vânzare, nicio înțelegere, ăia vedeau doar așa, erau drepți, fideli, loiali. Bă, dacă cu ăsta ții, nu se mai petrece nimic aici. S-a spus despre acel oraș că se numea orașul gâturilor aplecate, pentru că toți localnicii se uitau la încălțămintea celuilalt. Au început după strategiile de marketing și Adidas a început să sponsorizeze pe Zinedine Zidane, Muhammad Ali, Franz Beckenbauer, pe Câmp Puma, pe Pele, Maradona. A fost și un clip, o să încerc să îl las aici, cu o strategie super tare de marketing, sper să pot să-l pun aici. O strategie super tare de marketing când cei de la Puma i-au spus lui Pele să-și lege șireturile înaintea începerii meciului și toată echipa și toți arbitrii să aștepte după el. Și el a venit pe teren în 1970, la Mondialul din 1970, Brazilia, Peru era, a venit pe teren, dezlegat la șireturi și înainte să fluiere arbitru, el s-a legat și toate camerele erau ațintite pe Adidas și lui. Și aia a fost o strategie de marketing wow în perioada aceea. Și meciul nu a început până nu s-a legat el la șireturi. Chiar și atunci când au murit frații Dassler, unul a fost îngropat într-un capăt al cimitirului, celălalt în alt capăt al cimitirului fraților. Și când a murit în 1974, a murit Rudolf Dassler și Adolf a sunat preotul și a spus: scrie acolo că l-am iertat. Deci nici atunci nu s-a dus la înmormântarea fratelui său. Cam acestea sunt cele 5 logo-uri ale brandului Adidas, 4 dintre ele mi se pare că se folosesc și acum. Ăsta e Adidas Original, printre primele, iar acest logo în formă de munte rezultă faptul că orice sportiv are un munte de urcat până în vârf. Și acel linie era pentru a fixa Adidasul pe picior și nici de cum pentru design sau pentru a arăta bine, era pur și simplu pentru a fixa Adidasul pe picior. Și de-abia după, Adolf Dassler a cumpărat cele 3 linii de la alt brand de încălțăminte sport și a plătit echivalentul a $1,600, echivalentul de acum, și 2 sticle de șampanie, fraților. În 2009, angajații brandului Adidas și ai brandului Puma au făcut un meci de fotbal demonstrativ pentru a îngropa oarecum securea războiului și pentru a nu mai fi rivalitatea asta între branduri, cum a fost între frații Dassler. Bineînțeles că meciul a avut succes pentru că a fost și unul caritabil, dar rivalitatea tot a rămas pentru totdeauna. Eu oricum încerc tot timpul să nu asortez Nike cu Adidas și Adidas cu Puma. Vorba aia, alții au murit și nu s-au împăcat. Glumesc, fiecare poartă ce vrea, fiecare se îmbracă cum vrea.
Vreau să vă mai spun încă ceva, că în Boston era un parc care se numea Adidas Park și oricine venea acolo îmbrăcat, încălțat cu altă încălțăminte decât Adidas, era descălțat și Adidas și lui erau puși în copacul rușinii. Acolo s-au adunat foarte multe branduri rivale brandului Adidas. Deci cam așa era rivalitatea în perioada aceea. Cam atâta, fraților, și cu vlogul acesta. Sper că m-am făcut cât de cât înțeles și ați înțeles cam despre ce e vorba așa în mare. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă deocamdată n-ați făcut-o, să îmi lăsați în comentarii despre ce design mai vreți să vorbesc și ce vloguri ați mai vrea să vedeți pe acest canal. Să intrați și pe Instagramul meu, pentru că în curând o să fac un alt rating și până data viitoare aveți grijă de voi, vă pupă AK. Pa!